Florile, copii, dați mai jos. Să vadă fața voastră. Așa. Zinaida Serafimina, bună ziua. Doresc ca acești copii, care astăzi au o bucurie mare, să fie și mai mari atunci când vor crește mari și vor face un bine spre îmbunătățirea situației care este astăzi în această țară mică, care pe viitor sper eu că va fi mare, pentru că trebuie să fie mare, chiar cât de crun va fi astăzi adevărul. De aceea vă doresc la toți ca această sărbătoare să fie o sărbătoare mare pentru toți copiii, pentru toți profesorii și am o rugăminte mare la toți. Copiilor, spune Dumnezeu, ascultați de mai mari voștri, iar Dumnezeu spune la mai mari, iar voi, acei care sunteți stăpâni peste cei mai mici, să fiți blânzi, să fiți cu luare amintii la acele necesități ale lor. Să fiți blânzi și să fiți cu inima și cu sufletul către dânsii. Iată, de aceea profesorii trebuie să fie blânzi către copii, trebuie să fie cu luare amintii și dacă uneori copiii greșesc, să le ierte greșalele, să facă întotdeauna spre binele copiilor. Și la rândul său, copiii datori sunt să asculte de profesori, datori sunt ca să fie cuminți, pentru că lor le este greu și nu trebuie să întoarceți cuvântul la profesori, nu trebuiește ca să faceți greutăți, dar trebuiește ca să-i ascultați și trebuiește ca să învățați și ceea ce spun ei să fie o lege pentru toți voi care sunteți în clasa acelui profesor ori acelei profesoare. Deci trebuie să ascultați și dacă astăzi este o sărbătoare a cunoștinței, atunci vă doresc în primul rând ca să cunoașteți adevărul, să cunoașteți că sunteți botezați, să cunoașteți că ați pornit pe calea lui Dumnezeu și dacă o să aveți credință, dacă o să vă dați interesul, o să ajungeți oameni mari și o să fiți și voi părinți și o să aveți și voi copii și atunci și ei o să vă asculte așa cum voi astăzi, ascultați pe părinți, ascultați pe profesori. Acele clase care sunt mai mari, clasele superioare care sunt a 9-a, a 10-a, a 11-a, atunci trebuie să ascultați. Voi sunteți mari, voi aveți unele priviri la această lume care nu sunt spre bine. Trebuiește să lăsați de unele nuanțe care duc spre rău și trebuie să ascultați de profesorii voștri. Voi uneori spuneți așa că iată, noi cunoaștem mai bine și ce trebuie să ascult profesoara, mai bine mă duc și mă distrez decât să vin la școală. Voi, acei care sunteți mai mari, trebuie să înțelegeți că fără cunoștință nu o să fie un popor. Fără copii dezvoltați nu o să fie o armată spre apărarea neamului. Deci trebuie să vă dați interesul ca întotdeauna să ascultați și dacă vreți ceva din această lume, atunci să o vreți, dar numai prin binecuvântarea profesorilor și a părinților. Să fie binecuvântarea lui asupra la toți acei care doresc să ia carte și dacă un început este frumos, să dea Domnul ca să fie și sfârșitul bun și să aveți cunoștințe bogate,
să aveți suflet curat, să aveți inimă curată și împreună cu părinții, împreună cu profesorii, să luați din acel vocabular bogat care este Cartea Cunoștinților. Să vă dea Domnul ca întotdeauna să fiți voioși, ca cum sunteți în aceste clipe, să fiți întotdeauna plânzi, așa cum blând este Tatăl Ceresc, să fiți întotdeauna ager, așa cum sunt Sfinții care au fost în Împărăția lui Dumnezeu. Deci, să vă fie acest început cu binecuvântarea Domnului și dea Domnul ca întotdeauna să vă păzească, să vă oprotească și să fie cu acea față a lui Dumnezeu asupra voastră și să învingeți cu toții greutățile care sunt în această lume. Să învingeți pentru că trăim cu nădejdea că mâine o să fie o zi cu soare, trăim cu nădejdea că mâine copiii vor crește mari, trăim cu nădejdea că mâine acei care astăzi sunt copii vor fi părinți și vor fi mai buni, vor fi mai cunoscători de carte. Deși ea, această sărbătoare astăzi, să dea Domnul să transforme într-o zi a curățenii sufletului și a trupului, o zi a cunoștinței. Cu toții să pășiți, cum se spune, cu dreptul, să pășiți cu luarea minte spre acele cunoștințe care sunt și care vin de la bunii și scumpii noștri profesori. Stimați profesori, oaspeți, părinți, dragi elevi, în această zi de toamnă, cu miros de crizanteme, ne-am adunat să petrecem tradiționalul careu consacrat zilei cunoștințelor. Dați-mi voie ca careul solemn să-l numărăm deschis. Cu ocazia acestei sărbători, avem oaspeți, domnul Rusu, șeful Direcției Asistenței Sociale, domnul Bădeanu, primarul satului, și domnul Mereuță, președintele gospodăriei agricole. Plecați cocoarelor pe sus, căci vara de la noi s-a dus. Ne vine toamna aurie, din nou la școală-i veselie. Din tabere și din câmpie, la ea venim, la ea venim. Lumina cărcii, drag ecou, ne toarnă în inimă din nou speranță, visuri și mândrie, că avem o sfântă datorie să ducem mamei bucurie. La ea venim, la ea venim. Orice lucru... Thank you.
spațiile, pedagogi, părinți, dați-mi voie să vă fericit cu ziua de 1 septembrie, care este o sărbătoare, ca fiicii ambi, toți elevii, atât pentru elevii, copiii care de vârstă școlară, cât și pentru părinților. Deci, întorcându-se o vacanță destul de mare, după o vară plină de peripeții, o vară plină de plădurii care v-a clipit de neuitat. Deci, reîntorcându-vă la școală, la acea corabie voastră cu nume de știință de carte, ați urcat cu o treaptă mai sus, la care la această treaptă veți afla alt nivel de cunoștință de scăpatan. Veți face un curs cu nivele noi, cu materiale noi, manuale noi, cursuri noi. Deci se cere de la voi ca, urcând cu o treaptă mai sus, să dați dovadă de cunoștință mai bune, să aveți note bune, să se bucure atât dirigenții voștri de clasă, cât și părinții. De la voi se cere ca pe parcursul întregului an școlar să frecventați școala, regulat să frecventați, să aveți o turnare față de carte mult mai serioasă. Se cere să ascultați părinții, deci să păstrați acel mobilier care este al școlii și manualele de judecare care sunt în regulă. Adresându-vă către de părinți, deci vă aștept tot colectivul pedagogic, vă așteptăm toți la școală, toți părinți să vă prezentați, nu numai la adunările părintești sau atunci când vă fie invitați de către direcția școlii. Veniți așa, așteptați la lecții, veniți și vedeți cum se atârnă față de toată familia școlară, copiii dumneavoastră. Așteptăm la dumneavoastră un mare ajutor în prevența, în toate direcțiile de activitate a școlii, în prevența dezvoltării armonioasă personalității copilului, în prevința inginistării ienice și a copilului și a școlii. Deci, toți pedagogii, vă fericit cu ocazia sărbătorii de astăzi, vă doresc multă sănătate, fericire, succes mare pe terenul pedagogic, răbdare, răzire. Deci, Dumnezeu să ne ajute și într-un ceas bun. Povățuiască pentru ultima oară. Cuvânt de felicitare îi se acordă educatoare de la grădiniță, doamne Juravski. Dragi elevi ai claselor întâi, ați pășit astăzi, prima dată, pragul școlii. Ați crescut, deci, cel mai mari. Sunteți și voi școlari de astăzi. Dar vreau să vă spun că nouă educatorilor ne vine foarte greu să ne despărțim, deoarece ați fost cu toții ascultători, cumincior, și iată că aș vrea ca și de acum înainte să fiți ascultători, să ascultați părinții, să stimați învățătorii, să stimați pe cei mai mari ca voi, deoarece pomenești că mâine, voi mâine, veți fi și voi de acum mari, veți fi și voi în rând cu, în loc celor mai mari de astăzi, care sunt astăzi. Iar voi, elevii claselor mai mari, aș vrea ca să le fiți o călăuză, să le fiți, să-i păziți, să-i ocrotiți, să-i ajutați, să le fiți niște prieteni, niște frați mai mari, cei dragi elevi ai claselor întâi. Vă așteaptă lumea cunoștințelor, vă așteaptă lumea noutăților, de aceea vă doresc să iubiți cărțile, că cine știe carte are 4 voi. Vă doresc succes la toți, Dumnezeu să vă ajute. Să ascultăm aceste clinchete gingașe, care curând vor păși alături de ceilalți elevi. Călăl bubuța lui Binița Sirencu, ripijorișim, ripijor. Ionaș, ripijorișim.
Părinților, care poate nu putem, ca dumneavoastră, să îndreptăm
dăm în calea cea dreaptă, ori să le spunem cu atâta mândreții cuvintele celea, ori să le arătăm cu aceeași sârguințe cum să scrie, cum să citească. Deci, din partea părinților, vă mulțumim foarte mult, vă dorim mari succes în munca dumneavoastră nobilă, cer senin și să dea Domnul să ajungem la anul școlar la sfârșit, succese bune din partea dumneavoastră și a copiilor, să vă stimeze, să toate cele bune. Să vă spun că veți urmări ca în viitor numai atunci când dacă veți